De la începutul activității, Comisia de Pre-Vetting a fost ținta mai multor critici din cauza că ar fi ascuns numele membrilor secretariatului, adică ale oamenilor care fac analizele și colectează informațiile despre candidații expuși procesului de verificare a integrității. Această secretizare a lăsat loc de speculații și interpretări. În premieră, după luni de căutări, jurnaliștii de la Cutia Neagră Plus au reușit să afle cine face parte din secretariatul Comisiei Pre-Vetting. Membrii Comisiei de Pre-Vetting au adus de-a lungul timpului diferite argumente de ce numele angajaților din secretariat nu sunt dezvăluite. Aceste persoane au fost recrutate, selectate, recrutate de partenerii de dezvoltare, sunt plătiți de partenerii de dezvoltare și ei necesită o siguranță în activitatea sa, să nu fie intimidați, presați sau altceva. Este garantat pentru persoanele care lucrează în secretariat să fie ținuți departe de orice fel de influență. Ei au un rol foarte important în evaluarea candidaților, deoarece ei sunt cei care primesc informația primară, o analizează și propun membrilor comisiei deci informația deja sau nota analitică, da, pe fiecare candidat în parte. Respectiv, eu cred că este bine faptul că numele membrilor secretariatului nu este expus public. După mai multe luni de căutări, Cutia Neagră Plus a reușit să identifice câțiva dintre cei 17 membri ai secretariatului Comisiei Pre-Vetting. Vă prezentăm în premieră numele acestor persoane. Șefa secretariatului Comisiei Pre-Vetting este Elena Prohnitsky, fost director adjunct al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT. Am identificat în secretariat și 3 angajați ai CNA, suspendați din funcție pe perioada activității în Comisia Pre-Vetting. Iurie Gațcan este de mai bine de 5 ani șeful secției analiză operațională în cadrul CNA. Din declarația de avere depusă de soția sa pentru 2022, aflăm că Iurie Gațcan a avut un salariu lunar de 80.000 de lei în cadrul Comisiei Pre-Vetting. Venitul este de 4 ori mai mare decât cel obținut din salariul de la CNA. O altă analistă de la Pre-Vetting este Virginia Moraru, inspector principal în Direcția Generală de Prevenire a Corupției din cadrul CNA. Victoria Timuș Loza este ofițer de presă al Comisiei de Pre-Vetting, funcție pe care a deținut-o și la CNA. Un alt analist din secretariatul Comisiei este Mihaela Burduja. În ultimii 5 ani, Burduja a lucrat la Fundația Soros Moldova, fiind responsabilă de domeniul drepturilor omului. Din declarația de avere a soțului ei, Ilie Chirtoacă, președinte la Centrul de Resurse Juridice, aflăm că Burduja a obținut peste 300.000 de lei din activitatea în Comisia Pre-Vetting. Printre membrii analiști ai secretariatului se află și persoane fără experiență. Nadejda Hâncu a absolvit facultatea de drept în anul 2021. Imediat, Hâncu a fost angajată consilieră în fracțiunea PAS din Parlament. În realitate, Nadejda Hâncu a lucrat mai mult în cadrul Comisiei Parlamentare Juridice. Și care e problema? Consilier angajat în fracțiuni poate fi orice persoană, nu doar membru PAS. O persoană care are calificarea necesară pe un anumit domeniu. Dacă o să întrebați câți din consilierii fracțiunii sunt membri PAS, cred că o să fiți surprins că nu toți sunt membri PAS. Vadim Vieru are o altă părere decât deputata PAS. O persoană care activează în cadrul unui secretariat în cadrul Parlamentului nu poate fi calificată direct ca persoană afiliată politic, în sens că ca membru de partid. Cu toate acestea, nu arată bine și poate fi afectat procesul și imaginea, dar și încrederea unei comisii, atunci când în secretariatul unei comisii privetnic, care este o comisie importantă și care trebuie să se bucure de standarde de încredere destul de înalte, este angajată o persoană care anterior a asistat anumiți politicieni. Câțiva dintre candidații judecători evaluați de Comisia Pre-Vetting au semnalat încă acum jumătate de an că datele lor din registrele Agenției Servicii Publice au fost accesate în scopul evaluării Pre-Vetting de angajații ai Parlamentului. Potrivit informațiilor din cabinetul personal virtual, accesările au fost făcute de Secretariatul Parlamentului. Iar într-un răspuns oficial primit de unul dintre acești judecători, Alexei Paniș,
Parlamentul îl informează că, de fapt, accesarea datelor s-a făcut de personalul Comisiei de Evaluare. Aparent, fiind vorba despre cineva care activa atât în Parlament cât și în Comisia Preveting. Pe parcursul activității sale, Comisia Preveting a evaluat 69 de candidați la funcția de membri ai Consiliului Superior al Magistraturii și Consiliului Superior al Procurorilor. Dintre aceștia, doar o treime au promovat testul. Cea mai mică rată de promovare a fost în rândul judecătorilor, 5 din 28, iar cea mai mare, 9 din 21, în rândul candidaților nejudecători la CSM.